Iov 8 Atunci Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis, Până când vei mai vorbi astfel și până când vor fi cuvintele tale ca un vânt năpraznic? Oare va perverti Dumnezeu judecata dreaptă? Va perverti cel tot puternic ce este drept? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui. El i-a pedepsit pentru păcatul lor. Dacă tu îl cauți pe Dumnezeu și te rogi celuia tot puternic, dacă ești curat și drept, cu siguranță. El însuși te va apăra și îți va da înapoi locuința dreptății tale. Deși începutul tău a fost neînsemnat. Zilele tale de pe urmă vor fi prospere. Întreabă generațiile anterioare și află ce au învățat părinții lor. Pentru că noi suntem doar de ieri și nu știm nimic, iar zilele noastre pe pământ sunt doar o umbră. Oare nu te vor învăța și nu-ți vor spune și nu vor scoate ei cuvinte din mintea lor? Crește papirusul unde nu este mlaștină? Crește trestia unde nu este apă? Pe când este încă verde și netăiată, se usucă mai repede ca iarba. Așa sunt căile celor ce uită pe Dumnezeu. Așa pierenă nădejdea celui lipsit de Evlavie. Încrederea lui este ca un fir subțire și sprijinul lui este ca pânza unui păianjen. Se bizuie pe casa lui, dar ea nu este tare. Se prinde de ea, dar ea nu ține. El este ca o plantă plină de sevă în lumina soarelui, care își întinde ramurile deasupra grădinii, își țese rădăcinile printre pietre, caută un loc între stânci. Dar când e smulsă din locul ei, locul acela îi spune, nu te-am văzut niciodată. Aceasta este bucuria căii ei, iar din pământ vor răsări altele. Nu, Dumnezeu nu-l va respinge pe cel curat, nici nu va întări mâinile celor ce fac rău. El va umple din nou curâsete gura ta și va așeza strigăte de bucurie pe buzele tale. Cei ce te urăsc vor fi acoperiți de rușine și cortul celui rău nu va mai fi.